Maramureșenii fie s-au săturat de restricții, fie ignoră intenționat măsurile care au fost instituite din cauza pandemiei de coronavirus. Iar încă o dovadă în acest sens este botezul care a avut loc duminică la Cătălina. Zeci de persoane au fost prezente la procesiunea care s-a desfășurat la râul Lăpuș. Nu au purtat măști de protecție și nici nu au stat la distanță unii de ceilalți. În urma imaginilor care au apărut în mediul online, polițiștii au făcut verificări și au luat și câteva măsuri. Organizatorii evenimentului au fost trei bărbați și o femeie cu vârste cuprinse între 42 și 68 ani. Totodată au mai fost identificate alte 7 persoane care au participat la evenimentul religios. Organizatorii, împreună cu participanții identificați până în acest moment, au fost sancționați contravențional conform legii numărul 55 din 2020 cu amenzi în valoare totală de 8.000 de lei. În cauză, polițiștii efectuează verificări pentru identificarea tuturor persoanelor participante la evenimentul religios și sancționarea contravențională a acestora.